Hai să le salutăm! Putem să ne jucăm cu voi? Păpuleta Barbie nu e sirena! Nu te poți juca cu noi? Ce? Nu, păpușa mea Barbie! Uite ce ți-au făcut! Te voi transforma în cea mai bună sirena din toate timpuri! Aoleu, miroș urât! Ai nevoie de un duș! Dar unde găsesc apă? Aha! Ăsta e ce trebuie! Ok, e mai greu decât credeam! N-am nevoie de florile astea idiote! Am nevoie de săpun! Cât mai mult! Hei, îl foloseam! Alo? Trabi! Lavandă! Perfect! Am nevoie urgent de o baie cu spumă! Ce drăguț arată! Ca o operă de artă curată lună! Și mizeria de aici nu e deloc frumoasă! Ești gata de baie? O să-ți placă! Gata? Hai! Și intrăm cu capul înainte! O să cresc viteza! Ce distractiv e! Cred că avem nevoie de mai multe bule! Nicio problemă! Uite cum apar! Vreau ca toată camera să fie plină de bule! Ține-te bine, Barbie! Ajunge! Doamne! Ce intens a fost! Deci, a funcționat? În sfârșit! Scoate-mă de aici! Wow! Așa arată o Barbie curată! Acum poate începe adevărata distracție! Ia să vedem! Miroși grozav! Dar tot ești prea simplă! Cum te pot transforma în ceva extraordinar? Știu! Hai, domnule ursuleț, am nevoie de tine! Sau cel puțin de tricoul tău! Nu te deranjează, nu-i așa? Misiunea îmi transform păpușa Barbie într-o sirenă a început! Și începem cu părul roșcat! Dar trebuie să facem o planificare atentă! Ce multe detalii! Ok, gata! Planul perfect! Cu ce să încep? Bun, hai să începem cu părul tău! Ok, trebuie periat bine! Ce înnodat e! De cât timp ai asta acolo? Dezlipește-te, dezlipește-te! E înțepenită bine! Aoleu! Măcar am scos-o! Cu tot cu părul tău! Arată rău? Îmi pare atât de rău! Situațiile disperate cer măsuri disperate! Termin repede! Nu-ți face griji! Nu! Nu te stresa, ți-l repar imediat! Poți să împrumut asta? E fix culoarea de care avem nevoie! Dar oare o să meargă? Stai! Ce zici de firele astea? Da! Am obținut fire de păr, oameni buni! Fix asta ne trebuie! Acum trebuie să le lipesc de scalpul ras! Gata? Voilà! E ca și cum aș coase un nasture! Nu vei simți nimic! Mai am câteva de cusut! Am terminat! Wow! Ai un păr demn de o reclamă la șampon! Mi-am îndeplinit prima sarcină! Și după părul roșcat urmează machiajul! Dar cum o să fac asta? E greu! Dar mă simt inspirată! Știu ce să fac! Am nevoie de sclipici! O să folosesc straturile astea drăguțe! Sirenele au mereu un strop de strălucire! Ești superbă! Ai mai văzut vreodată un machiaj așa divin? Eu nu! Fabulos! Trebuie să-l tăiem de pe listă! Machiajul e gata, scumpo! Trecem la pasul numărul 3! Un sutien de sirenă? Stai jos și bucură-te de priveliște! Hei, Savvy! Jeremy, poți să mă ajuți? Poți folosi scoici pentru a crea un sutien! Ce idee bună! Trebuie doar să le iau de aici! Sunt perfecte! Și au mărimea potrivită! Gata și gata! După numărul 3 urmează 4! O coadă verde! Unde aș putea găsi una? Ce văd eu aici? Ceva verde? Ar putea fi mai perfectă? Am nevoie de asta! Mersi! Acum trebuie să rad brânza! Unde a dispărut răzătoarea? Zafi! În
Îmi pare rău, mama, dar am nevoie de asta mai mult decât tine. Coasa asta de pernă e mult mai drăguță decât brânza veche. Wow, ce desclipici! Astea, da, aripioare verzi, scumpo. Dar le lipsește ceva. Bingo, bingo, bingo! Acum arăți perfect! Adaugă un plus de fluiditate! Îmi place! Frumos! Dar lipsește ceva. Poate ceva de lux? Îmi plac perlele astea! Vin din mare, nu? Wow, ce drăguță ești! Nu mai avem multe de făcut! Ce frumoasă ești! Asta da transformare! Nu-i de mirare că sunt atât de obosită! Stai în acvariu! Cât mă odihnesc! Noapte bună! Aș vrea să fiu și eu o păpușă Barbie ca tine! Păi, te pot ajuta și cu asta! Abracadabra! Simsalabim! Hocus pocus! Salutare, lume! Am dormit un... Bună, Tavi! Poftim? Ești vie? Da, acum te voi ajuta să devii sirenă! O să începem cu faza! Imediat! Ce metodă interesantă! Îți place? A comandat cineva un clop? E prea mult? Clipici? Ai încredere în mine! Ok! Wow! Nu m-am simțit niciodată atât de frumoasă! Cu plăcere! Ok, acum că machiajul e gata, trebuie să-mi aranjez părul! Ce încurcat e! Bine că n-am planuri! Bun! Ești gata? S-ar putea să-l fi periat prea tare! E clar că am nevoie de ajutor! Nu mai fi așa dramatică! Oh, am o idee! Bun, a dormit! La atac! Am furat-o! Pa, pa, mama! Cine e acolo? Ăsta, da, foarte sirenă! Nu-i așa? Arăt fix ca tine! Aproape! Ce-mi lipsește? Am uitat de picioarele mele! Dar cum fac rost de aripioare? E destul de simplu, de fapt! Fă calculele! Evident! Ce simplu e! Vino încoace, Jeremy! Sunt gata! Te-am prins! Sper să devin și eu Triton! Sunt gata! Aoleu! La mine nu pare a funcționa! Picioarele mele se transformă! Wow! Acum sunt sirenă! Aoleu! Trebuie să mă obișnuiesc cu asta! Hai să înotăm! Cum e apa? E perfectă! Vrei să intri și tu? Vreau să mă joc cu altă sirenă! Nu credeam că stropii ajung până la mine! Oh, nu! Am pierdut-o pe Barbie! Ajutor! Mai bai! Te curăț imediat! Poți să stai chiar aici! Trebuie să fim creative! Normal! O să am nevoie de cratița asta, mersi! Stai, ce? Unde e supa mea? Maya! Trebuie să scap de chestia asta! Scuze pentru supă, mamă! Uite! Cada perfectă! Am apă? Niște detergent? Hei! Maya! Nu iar, scumpo! Îmi trebuie mult detergent! Pentru că ești o păpușă murdară! Hei! Sunt complet dezbrăcată acum! Calmează-te, scuze! Dar nu poți face baie îmbrăcată? Nu-i așa că apa e plăcută? Mai ales cu niște bule! Da! Hei! Ia uite! Super! Ok, hai să te curățăm! Ai grijă la ochi, bine? Sper că buretele ăsta e destul de puternic! Așa mai merge! Acum ești curată ca lacrima! Perfect! Dar tot trebuie să te transform în vampir! Stai, știu! O să copiem look-ul ăsta! Îl pun pe panoul de inspirație! O să împart totul pe etape! Părul brunet e foarte important! Și partea asta! Bun! Arată grozav! Mai întâi piele palidă! Să începem! Am farduri aici!
Ăsta ar trebui să fie bun. Ce e mai potrivit decât un alb strălucitor? Să nu uităm de mâini. Dar fața e cea mai importantă aici. Perfect! Ești cu un pas mai aproape, dragă. Ele palidă? Da! Dar stai! Ups! I-am vopsit gura închisă! Oh, nu! Stai liniștită, o vom repara! Dă-ți capul pe spate! Pixul ăsta negru o să rezolve problema! Nu poți fi vampir fără niște ochi roșii! Sunt înfricoșători, nu? Urmează niște buze roșii ca rubinul! Ah, câteva mici retușuri! Sper că-ți place noul tău look înfricoșător! Mie da! Ai nevoie de colți! Guma mea! Poftim! Sunt pregătită pentru sânge! Wow, ce cool ești! Ne-am ocupat de colți! Super! Ups, dar stai! Cerneala asta e dezgustătoare! Dar am o idee! Hai să ne ocupăm de părul ăla brunet! Ești gata să fii vopsită? Ia-ți adio de la șuvițele roșcate! Până acum totul e ok! Mai urmează! Ca și cum am fi la salon! Mă pricep mai bine decât credeam! Se pare că mi-a mai rămas un pic! O să mă grăbesc acum! Hei, șuvița aia e încă prinsă! Au, mă trage de ea! Dar chiar îmi place noua mea coafură! Dar acum ai nevoie de haine! Maya, nu te mai juca cu jucăria asta și du gunoiul! Minunat! Dar nu prea am nevoie de gunoi! Doar de sacul de gunoi! Trebuie doar să fac câteva modificări! Niște schimbări mici și rapide! Ești pregătită să vezi o magie? Super, nu-i așa? Ai terminat, Maya? Mi-e frig! Răbdare, vampir în devenire! O să merite așteptarea! Puțin sclipici face minuni! Sau poate mulți sclipici! Și când îl pui chiar aici, obții o fustă fabuloasă! Îți vine să crezi că a fost un sac de gunoi? Ador, Maya! Dar unde îmi e bluza? Nu am terminat încă, stai liniștită! O să-mi folosesc cerceii pentru o notă finală fabuloasă! Salutați-o pe noua mea regină vampir! Dar, Maya, am nevoie de o pelerină ca să zbor! O pelerină, zici? Nu-ți face griji, mă ocup! A? Unde te duci? Am nevoie de asta! Vezi? E perfectă! Haideți, prieteni! Am găsit o casă nouă! Și acum ai o pelerină! Wow! O ador! Mă simt ca un vampir adevărat acum! Dar stai! E noapte! Trebuie să-ți fac un loc unde să dormi! Te simți bine acolo? Nu! Nu-mi place deloc patul ăsta! Mă ocup eu, scumpă! Am un pic de treabă! Așa! Poate că încă nu arată nimic, dar după câteva îndoituri precise, totul începe să prindă contur, mai ales când adaugi niște negru. Sper că am cumpărat destulă vopsea. Marginile astea sunt dificile. Da! Gata! Ce poate fi mai confortabil decât catifeaua roșie luxoasă? E atât de plăcută! Mersi, Maya! Îmi amintesc când ai venit prima dată la mine. Ce transformare incredibilă! Ai evoluat enorm! Noapte bună! Ne vedem mâine dimineață! Vise plăcute și înfiorătoare! Noapte bună! Ce zi! Acum toată lumea o să mă placă! Vise plăcute? Nu prea cred! Acest vampir trebuie să fie hrănit! Și eu sunt însetată de sânge! Ce-a fost aia? Păpușa mea a dispărut! Bella? Ce se întâmplă? Ce se petrece? Maya? Ai un gât suculent? Nu te mișca! Ce-a fost asta? Dinții mei! Oh, nu! Gâtul meu! Ce ai făcut? Ești un vampir ca mine acum! Cu plăcere! Super! Sunt un vampir adevărat! E grozav să zbori! Maya, hai, nu te mai prosti! Fii și tu vampir cu mine! Scuze, dar ce trebuie să fac ca să devin vampir? Păi, ai colți!
Deci, urmează pielea palidă. Dacă spui tu, vai de mine! Unde e reflexia mea? Cred că n-am nevoie de oglindă. Ești sigură că știi ce faci acolo? Gata! Au, Maya, nu! Nu e ok? Poftim, cu mare plăcere! Folosește pudra pentru vampiri! Wow! Ce simplu a fost! Wow! Arăți grozav, Maya! Mulțumesc! Maya, ce se întâmplă? Bună, mamă! Mă bucur să te văd! N-a mers prea bine! Și uite ce am pățit la păr! E lipicios de la suc acum! Dar uite! S-a făcut roz! Ce idee bună! Am nevoie de cât mai mult suc! E timpul să mă vopsesc! Chestia asta e adâncă! Maya, ești nebună? Da! Ce părere ai? E cea mai isteață chestie făcută vreodată! Wow! Părul tău e fantastic! Dar nu merge fără o ținută drăguță pe măsură! Haine? Sunt de acord! Tricoul ăsta negru simplu nu e bun, dar pot rezolva situația! Deja se produce magia! Poziționarea este cheia! Forma trebuie să fie perfectă! Vezi de ce? Super! Sunt înfricoșător de frumoasă acum! Wow! Mai am nevoie de un ultim detaliu! O să dureze doar o clipă! Gata? Ce zici de look-ul ăsta de vampir sexy? Lasele astea chiar îi dau o notă aparte! Pot să împrumut asta? E un detaliu deosebit! Oh, simt întunericul acum! Deja răsare soarele? Oh, ce drăguț! Oh, nu! Ce cald e aici! Ce a fost asta? A fost soarele! Logic! Înțeleg acum! Iubesc, vampiri! Și eu! Stai să te mușc! Ce? Cine e aia? Atenție, prieteni! A apărut un nou vampir în oraș! Și este foarte însetat! Bună, prieteni! Ce părere aveți? Deci... Păi, ai nevoie de o păpușă ca să te joci cu noi? E chiar aici! Pun pariu că nu ați văzut niciodată o păpușă vampir ca wow! asta! Oricum nu vrem să ne jucăm cu tine! Ce? Cum adică? O să plătiți pentru asta? Ajutor! Frate, nu-mi vine să cred! Maya, las-o baltă! Nu ai nevoie de ei! Wow! Ce păpușă mișto! Nu! Stai! Păpuși? Am o prințesă, o zână, am o sirenă și am nevoie de un vampir ca să-mi completez colecția. O să-l iau pe-al tău. Nu știu! În niciun caz! Nu o să mă vândă! Ce? Tu vii cu mine! Super! Sunt bogată acum! Și fabuloasă! Acest vampir pleacă la plimbare! Nu mai căscați gura la noi! Vreau să fiu și eu una de-a voastră! Țipă gunoiul! Ei, atârc la fel ca în peșteră! Ești ok? Mulțumesc mult! Clubul vampirilor! Ei, eu... ups! Tu nu ești vampir! Dar... Cortele se bazează pe noi! Știu. Nu din nou! O să dau chestia asta jos! Totul e fals! Pasul 1, costumul de Halloween. Pasul 2, colți de cauciuc. Pasul 3, mult gel pentru păr. Nu funcționează. Hai să folosim planul B. Încep cu o transformare a feței și a părului. Apoi le copiez ținutele și bum, sunt vampir. Să începem. Fată, chestiile astea au propriul lor puls. Stai puțin, te aleg pe tine. Aha, privește cum se întâmplă magia. Frumusețea e ca un salt cu parașuta. Trebuie doar să împingi puțin. Astea au fost cam scârboase, dar ăsta e și mai și. Urați în baftă! Dar stai puțin. Vă gândiți la ce... Da! Ăsta clar e unul dintre cele mai scârboase momente din viața mea, oameni buni. Să folosesc atât de mult gel pentru păr? Aha! Acum ingredientul secret!
Strălucește la fel de puternic ca un diamant. Nu arată prea apetisant, dar stai puțin. Ok, cred că e ceea ce trebuie. O să funcționeze. Freacă bine, dragă. Bum! Și cireașa de pe tort. Pune dublu. Roșul ăsta îmi provoacă foame. Sunt încă aici. Trebuie să rezolv asta. Pudră pentru bebeluși. O să-mi fie de folos. Aha! Toarnă pe mine în cel mai cool mod. Să ningă, să ningă, să ningă. Simțiți asta, coșurilor? Asta e. Ce se întâmplă? Wow, priviți-mi fața! E timpul pentru acea transformare în super femeie! Pa! Acum, hai să verific! Pentru distracție, pentru soare, pentru pisici, pentru mate... Da, avem un câștigător! E gol? Ochii roșii, dragon negru și niște colți noi, drăguți! Hai să o facem! Bum! Să fie lumină! TikTok, vezi că vin! Privesc cu ochii minții! Următoarea mea pradă! Văd lumea într-o nouă lumină acum! Aha! Postat! Totul merge așa bine! Hainele! Deci, să ne împărțim! E ceva ce aș vrea să folosesc! Priviți cum fac asta! Morticia o să ia o lecție de modă de la mine în curând! Bum! Ăștia sau... Ăștia! Clasic! Am centura neagră în moda gotică și de-abia am început! Sunt gata! Asta îți face sângele să circule mai repede? Așa sper! Dar... lipsește ceva! Trebuie să-ți marchezi teritoriul! Oare arată realist? Apoi am spus, dar tu ești AB negativ, voie-te! Aia e! Te gândești? Da! Ce? Ce? Clubul vampirilor? Visez? În sfârșit! Bine ai venit în clubul nostru! Bea ceva! Bea! Dar nu prea mi-e sete! Frate! Hai să facem! Am geanta pentru vomitat cu mine? Grozav! Ce tare a fost! Felicitări! Bună treabă! Ai fost primită în clubul nostru? Nu prea cred. E doar sos super picant. Nu te stresa? Pentru a câștiga asta trebuie să treci prin niște provocări. Ai trecut de sosul picant, dar te așteaptă manipularea. Vederea cu raze X, mâinile reci, piele strălucitoare. Din punct de vedere științific, e imposibil să fii cool când porți un tricou cu Cartoon Network. Iată victima. Privește aici. Nu, nu cred că e posibil. Hei, tu! Ce ai? Acum, comportă-te ca o pisică. Vreau să faci asta foarte bine. Sunt o pisică. Miau. Vezi? Miau. Miau. Ups. Ce s-a întâmplat? Acum e rândul tău. Hei. Ce? Poți să-mi faci tema? Fă-o singură. Continuă. Hai, te descurci bine. Mama, să nu te uiți la asta. Ia asta. Da, am reușit. Bună treabă. Te rog, hai cu mine la o întâlnire.
Ridică-ți coroana!